Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Paștele catolic fără miei în piața din Făgăraș. Cu 3 zile înainte de Paștele catolic în piață nu s-au amenajat încă standuri speciale pentru comercializarea cărnii. Asta pentru că niciun fermier nu a solicitat deocamdată închirierea unei mese. Ciobanii speră că vor vinde avantajos abia săptămâna viitoare, iar făgărășenii de rit catolic spun că vor cumpăra carnea de miel de la carmangerii sau din hipermarketuri. Cea de-a 8-a ediție a festivalului concurs Tradiții și obiceiuri de Paști în țara Făgărașului s-a desfășurat astăzi la Colegiul Aurel Vijoli și a reunit 25 de școli din zona Făgărașului, dar și din Codlea, Ghimbaf sau Arpaș. În concurs au trecut elevi de la clasele mici și până în ultimul an de liceu cu aptitudini artistice, muzicale sau culinare. Maraton de teatru la Făgăraș. De astăzi și până sâmbătă inclusiv, Fundația Culturală Negru Vodă ne invită la spectacole de marcă, susținute de actorii făgărășeni, dar și de oaspeți de seamă din Republica Moldova, ce vor evolua pe scena Casei de Cultură. Manifestarea se înscrie în cea de-a 10-a ediție a festivalului Eva Dart la secțiunea Artele Spectacolului. Făgărășenii care de Paștele catolic vor pe masă preparate tradiționale din carne de miel nu pot cumpăra carnea din piața agroalimentară. Asta pentru că niciun fermier nu și-a anunțat prezența, iar administrația pieței nu se pregătește să amenajeze standuri. Câteva zile ne mai despar de Paștele catolic, ce se sărbătorește pe 21 aprilie, cu o săptămână mai devreme. În piața agroalimentară, din păcate, nu am primit niciun fel de cerere din partea crescătorilor pentru a vinde miei pentru Paștele catolic. Cam așa se întâmplă, înainte cu o săptămână doar primim solicitări pentru Paștele ortodox. Crescătorii de animale susțin că preferă să mai lase miei o săptămână până la Paștele ortodoxilor, pentru că nu merită să vină la piață cu 2 sau cu 3 miei. Crescătorii de oi spun că prețurile de la carnea de miel vor mai scădea cu câteva procente până la Paștele ortodox. Unii clienți însă preferă să cumpere carnea de miel din magazine, crezând că oferta va fi mai bogată. Și la piață, patronii unor carmangerii susțin că vor să comercializeze carne de miel pentru cei care duminică sărbătoresc Paștele catolic. Sunt la magazinele din interiorul pieței cu produse din carne. Am înțeles că ei vor aduce în cursul zilei de azi, mâine, miei pentru miei sacrificați. Fermierii din zona Făgărașului se pregătesc să vină săptămâna viitoare cu miei tăiați în piață în locul amenajat cu standuri speciale pentru comercializarea cărnii. Producătorii particulari vor fi verificați de echipe specializate de control ale Direcției Sanitar-Veterinare, începând de la proveniența mărfii și până la condițiile de păstrare, proprietăți organoleptice, dar și ștambila de conformitate, ce atestă că produsul poate fi vândut fără a pune în pericol sănătatea consumatorului. Colegiul Aurel Vijoli din Făgăraș a găzduit a 8-a ediție a festivalului concurs intitulat Tradiții și obiceiuri de Paști în țara Făgărașului. Concursul face parte din proiectul județean Biserica, Școala, Familia Creștină și s-a adresat elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal sau special, cu aptitudini muzicale, artistice sau culinare. Scopul festivalului este de a pune în valoare tradițiile și obiceiurile specifice sărbătorilor pascale. Festivalul a fost deschis cu o paradă a costumului popular, elevii de profesori s-au îmbrăcat în costumele populare specifice zonelor din care au venit. Pentru Sfintele Sărbători de Paște ne pregătim și în acest mod, învățând să pictăm icoane, învățând să încondeiem ouă în mod tradițional, învățând să coasem, pregătindu-ne cu poezii și cu pricesne. Toate acestea nu sunt altceva decât o pregătire a noastră ca dascăl prin voi, prin ceea ce vă transmitem vouă pentru aceste sărbători. În prezența preasfințitului Ilarion, făgărășanul episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, festivalul a fost precedat de Sfânta Liturghia darurilor mai înainte sfințite, oficiată de un sobor de preoți. Pictura care
La pictură, să știți că cel mai frumos lucrând la chipul Maicii Domnului sau unui sfânt, nu poți să fii cu mintea în altă parte. Cel puțin atunci, o zi sau câteva ore când lucrezi la așa icoană, cei care nu vreau să simțiți și vă dați seama și iată că Dumnezeu a rânduit în jurul Făgărașului să fie un lanț de mănăstiri. Multe mănăstiri care fiecare are frumusețe, fiecare are o parte de frumusețe, de spirituală, de domnișie. Deci sunt de călugării sau mai cum ai pus să le fac tot și ele picturi sau pictează și trebuie să mergeți să vizitați și să învățați și acolo puteți să faceți vara câte o mică tablă, o mică tablă de o săptămână, de 10 zile și să știți că o să aveți numai bucurii. Credința și tradițiile au ținut acest popor fără să fie subjugat niciodată de nimeni. Bucuria sufletească pe care ne-o priciliți în fiecare an să ne întâlnim aici. Sigur, sunt costume populare, sunt tradiții. Vă dați seama, pentru mine, un copil crescut la bloc, la balcon, care nu a avut legătură cu lumea satului, este cu atât mai interesant și vă mulțumesc că m-ați luat alături de voi în aceste demersuri. 25 de școli au fost prezente la eveniment. De la Ghimbav și până la Arpaș, elevii și-au expus lucrările plastice cu care au participat la concurs, icoane pe lemn sau sticlă, ornamente de Paști, ouă încondeiate, cusături. Este al treilea an de când participăm și deja suntem obișnuiți și ne și place, că de asta am venit pentru a treia oară. Suntem cu un grup de copii de liceu și școală profesională și ceea ce e interesant că ei vin de pe specializări și meserii diferite, dar fac și activități extrașcolare, ceea ce este un lucru mai rar în ziua de azi, e mai prins pe copii și în alte activități în afară de telefon și alte preocupări. Au lucrat copii, s-au lucrat aproximativ de 2 luni de zile, lucrăm la icoane. Eu sunt în Vaslui, dar am venit la școală aici la Codlea, stau în cămin. Am pictat Sfânta Mucenică Ecaterina, Îngerul Mihail, Sfântii Gabriel și Elena, Sfânta Elena. De când pictezi? Nu pictez de mult timp, acum când concursul ăsta am hotărât să pictez. În sala de festivități, elevii au interpretat pricezne și au recitat poezii cu specific pascal. De asemenea, s-au realizat dulciuri de post după rețete tradiționale. Am pregătit dulciuri de post împreună cu copiii de la alimentație, de la profesionale ospătari și de la organizator banqueting, cei de la liceu. Au făcut copiii brioșe, savarine, căpșuni glazurate, borcănașe inventive, un tort cu cremă de nucă caramelizată și l-au botezat Darius. Nu, rețeta e făcută ad hoc, deci nu e nimic a luat de pe internet sau din alte rețete. Și am mai pregătit o masă tradițională de Paști cu produse realizate la noi în laborator, colac de nuntă, cozonaci cu nucă, cozonaci cu mac, cozonaci cu cacao, pască, plăcinta cu mere, care de obicei la noi nu lipsește. Am făcut clătiri de post pentru a ne reprezenta școala. Am venit și cu câțiva colegi din clasa noastră și încercăm să ieșim pe primul loc. Un fel de chec de post. Aici avem prăjitură cu mere și zahăr. Acolo avem clătite și aici avem prăjitură cu mere de post și niște biscuiți. Astăzi avem mâncare de post, prăjituri, în special de casă. Aici este clanț și amandine și brioșe. Reprezentăm, deci, așa cum se vede, Colegiul Tehnic Simion Mehedin din Codlea. Venim de 3 ani aici. Ne place, apreciem munca colegilor noștri pentru că este într-adevăr o muncă să organizeze așa ceva. Dacă vrem să iasă ceva de calitate, trebuie să muncim și în primul rând să punem suflet. Iar suntem acolo tocmai ca să formăm viitorii elevi. Da, să avem clase cu profil de alimentație publică, ca și gazdele noastre, atât la liceu cât și la profesională.
Secțiunile din concurs au fost jurizate de comisii speciale, iar elevii au primit în dar cadouri din partea organizatorilor, dar și cuvinte de laudă pentru modul cum s-au implicat în promovarea tradițiilor de Paști transmise din generație în generație. Fundația Culturală Negru Vodă, în parteneriat cu Casa Municipală de Cultură și Colegiul Aurel Vijoli, propune făgărășenilor un adevărat maraton de teatru în perioada 17-20 aprilie, în cadrul festivalului Eva Dart, cea de-a 10-a ediție, secțiunea Artele Spectacolului. Festivalul Eva Dart a ajuns la cea de-a 10-a ediție, își continuă activitatea în mod glorios cu un maraton de teatru între 17 și 20 aprilie. Este vorba de 7 spectacole propuse publicului făgărășan, atât de trupele invitate în concurs, cât și de trupa Eva Dart împreună cu susținerea trupei Italia. Astfel, în 17 aprilie, la ora 18, propunem un spectacol profund și sensibil care vorbește despre destin, despre viață și despre moarte. E vorba despre Locuiesc în sensul giratoriu, în interpretarea trupei Eva Dart. În 18 aprilie ne bucurăm de prezența trupei Trepte din Călăraș, o comedie frumoasă, un spectacol realizat cu mult drag de Ștefan Nițu, coordonatorul acestei trupe din Călăraș. E vorba de Sforăie în locul meu. Pentru că ediția a 10-a am spus că e bine să râdem, așa că cele mai multe dintre spectacole sunt comedii. După amiaza aceleiași zile, începând cu ora 19, readucem pe scena Casei de Cultură comedia Haide, ucide-mă, dragoste, în interpretarea lui Dul Jujo, Ionuț Sas și Cotrina Angel. Din nou, bun prilej să râdem, să ne desfățim frunțile și să ne bucurăm de tot ceea ce am realizat până acum. Vineri, deschidem cortina pentru o trupă minunată care vine din Criuleni, Republica Moldova. E vorba de trupa Micul Prinț, coordonată de Natalia Dimitrașco. Ei vin cu două spectacole de copii delicioase, admirabile, la 10.30 Croiața Zăpezii și la 12.30 Săgeata Albastră. Anul acesta va fi o atmosferă specială, promite organizatoarea evenimentului, profesoara Codrina Angel. Seara este un moment important pentru că oferim publicului o nouă premieră Eva Dart, un nou spectacol pe care l-am realizat cu mult drag. E vorba de Fluturii sunt liberi, în care protagoniști sunt Crista Angel și Sebastian Stan, secundați de mai seniorii, Codrina Angel și Ionut Stas. Este un prilej în care publicul făgărășan va vedea pe scenă două generații. Este foarte emoționant pentru mine, deoarece voi juca alături de fiica mea, care, da, trecalcă pe urmele bunicii sale și ale mamei sale și îmi dă o speranță să, în curând, Făgărașul va avea o trupă de teatru profesionistă. În acest an este probabil o atmosferă specială, sunt foarte mulți din membrii trupei care vor să facă teatru sau regie și chiar îmi doresc să aibă motive să se întoarcă și să aibă publicul pe care îl merită. Sâmbătă dimineața vom aplauda o nouă comedie, Ești un animal viscovit, a trupei Prota din Panciu. Și ei sunt pentru a doua oară invitați în festival și deja sunt prietenii noștri, sunt deja membri în marea familie Eva Dart. Sâmbătă după amiaza, la ora 17, va avea loc gala laureaților. Biletul de intrare la spectacole costă 15 lei, iar pentru elevi 10 lei. Copiii plătesc 5 lei pentru reprezentațiile dedicate lor, însă făgărășenii trebuie să știe că orice donație este binevenită pentru această amplă manifestare culturală ce supraviețuiește din autofinanțare, după cum ne-a declarat președinta Fundației Culturale Negru Vodă, profesoara Codrina Angel, cea care a fondat festivalul Eva Dart și care, în fiecare an, se ocupă de organizarea acestuia.